Alina, mulțumesc. Mister total în Vrancea. O tânără afaceristă a fost găsită moartă în mașină de către soț pe bancheta din spate. Bărbatul o dăduse dispărută de două zile. Cei doi aveau o relație de aproape 20 de ani și aveau trei copii împreună. Cu mai multe informații vine colega mea, Antonia Ispas. Bun găsit, este mister total în cazul morții Cameliei, tânăra femeie de afaceri din Vocșani, care a fost găsită moartă pe bancheta din spate a autoturismului său. Nu există absolut niciun motiv pentru care aceasta să fi pus capăt zilelor, cel puțin așa susțin apropiații, însă aceasta este una dintre ipotezele luate în calcul de polițiști. Camelia administra un salon de înfrumusețare din Vocșani, era dată dispărută de soțul ei de câteva zile. Acesta era foarte îngrijorat, copiii întrebau de mama lor, însă femeia a dispărut fără nicio urmă. Până la urmă, tot soțul avea să o descopere moartă pe soția sa în autoturismul familiei care fusese parcat pe o stradă din Focșani. Era moartă de câteva zile, spun paramedicii care au fost chemați de urgență la fața locului. Acum a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă în cazul decesului său, iar oamenii legii încearcă să afle ce anume s-a întâmplat. Soțul a postat pe Facebook un mesaj plin de durere, prin care spune că prefera să fie el în locul ei, iar ea, Camelia, să rămână alături de copiii pe care îi iubea atât de mult.